din cartea profetului Isaia. Domnul mi-a spus, Tu ești slujitorul meu, Israel. În tine mă voi glorifica. Acum așa vorbește Domnul, cel care m-a plăsmuit în sânul mamei, ca să fiu slujitorul lui, ca să-l întorc pe Iacob și să-l adun pe Israel. De aceea am fost prețuit în ochii Domnului și Dumnezeul meu este puterea mea. El zice, este puțin să fii slujitorul meu ca să ridici triburile lui Iacob și să-i aduci înapoi pe cei rămași al lui Israel. Te-am pus lumină pentru popoare ca să fii mântuirea mea până la marginile pământului. Cuvântul Domnului. Iată vine, Doamne, ca să facă voința Ta. Iată vine, Doamne, ca să facă voința Ta. Cu dor l-am așteptat pe Domnul, iar El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătul. El a pus în gura mea un cântec nou, un îmn de laudă pentru Dumnezeul nostru. Jertfă și ofrandă Tu nu dorești, Tu mi-ai deschis urechile, nu cer nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci am zis, iată vine. În osul cărții este scris despre mine, în ca să fac voința Ta. Dumnezeul meu aceasta o doresc, legea Ta este în adâncul inimii mele. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Eu, Paul, chemat să fiu apostol al lui Hristos Iisus prin voința lui Dumnezeu și fratele Sostene către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemat să fie sfinți împreună cu toți cei care invocă în orice loc numele Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Domnului. S-a făcut trup și a locuit între noi. Celor care l-au primit le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. Aleluia.
să fie cu voi. Citirem din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp Ioan l-a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Acesta este cel despre care am spus: după mine vine un bărbat care a fost înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar am venit să botez cu apă, ca prin aceasta el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a dat mărturie spunând: am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer și a rămas deasupra lui. Eu nu-l cunoșteam, însă cel care m-a trimis să botez cu apă, el mi-a zis: acela deasupra căruia vei vedea Duhul coborând și rămânând peste el, el este cel care botează în Duhul Sfânt. Eu am văzut și am dat mărturie: acesta este Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, dragi ascultători, cu această duminică a doua de peste an ne întoarcem la timpul obișnuit, adică timpul în care suntem chemați să experimentăm prezența lui Dumnezeu și să-L mărturisim în ritmul cotidian al existenței noastre. Ne îndreptăm din nou astăzi spre Ioan Botezătorul, martor credibil al prezenței lui Mesia în mijlocul poporului său. Ioan face astăzi un rezumat a ceea ce se va dezvolta în duminicile următoare. Odată cu botezul în râul Iordan, Iisus începe viața publică. Îl vom auzi în duminicile următoare predicând, învățând poporul, spunând pilde, făcând minuni, iertând, mângâind și încurajând. Îl vom vedea cu ochii minții cum alege 12 ucenici și cum îi instruiește. Îl vom întâlni în rugăciune și în efortul de a-i recupera pe oameni. Vom urmări ușor, ușor cum este respins, acuzat, neînțeles, prins, condamnat, batjocorât și dat la moarte. Apoi vom auzi cum este înmormântat și cum va învia treia zi biruitor. Ei bine, rezumând toate acestea, Botezătorul spune în câteva cuvinte cine este Iisus: Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Imediat ne relatează Evanghelia după Ioan. Mai departe, doi ucenici al lui Ioan Botezătorul, Ioan și Andrei, au plecat după Iisus. Ei au înțeles. Pentru noi expresia Mielului Dumnezeu este mai greu de înțeles, dar pentru ascultătorii iudei aluzia la miel era clară. În templul din Ierusalim în fiecare zi se jertfea un miel pentru curățirea de păcate a poporului. Cu sângele unui miel fără meteahnă înjunghiat primăvara, când viața se pornește din nou după iarnă, se însemna ușa casei în amintirea eliberării de sub robia Egiptului. Se aștepta în felul acesta o eliberare prin acela care avea să vină să se ofere ca jertfă. Urmându-l pe Ieremia, profeții comparaseră Israelul în exil cu acest miel nevinovat care este dus la tăiere și care nu deschide gura. Este profeția din Isaia, capitolul 53, care îl prezintă pe Mesia, slujitorul lui Dumnezeu care suferă. Iată ce spune Isaia: când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la tăiere. După ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. În plus, cuvintele lui Ioan Botezătorul
avea o împlinire a răspunsului dat de Abraham lui Isaac la întrebarea pe care acesta din urmă a pus-o cu multe sute de ani înainte pe muntele Moria. Iată textul din Cartea Genezei. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Abraham, a zis: Tată, ce este fiure? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru jertfă? Fiule, a răspuns Abraham, Dumnezeu însuși va avea grijă de mielul de jertfă. Ioan ne spune că Iisus este mielul pentru jertfă. Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Acum putem observa cât de multe afirmații sunt cuprinse în cuvântul lui Ioan Botezătorul despre mielul lui Dumnezeu. Mai întâi, ni se spune că până acum necunoscutul Iisus din Nazaret este Mesia. Apoi, ca adevăratul Mesia, el trebuie să moară ca jertfă pentru păcatele lumii. Cuvintele lui Ioan Botezătorul sunt deci în același timp o profeție a pătimirii și o anunțare a venirii lui Mesia. Este ca un rezumat a ceea ce va fi. Cine este Iisus? Mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii, răspunde Ioan Botezătorul. Prezentându-l așa, Botezătorul vede deja crucea. La orizont, astăzi se vede Golgota. De altfel, același evanghelist ne spune că Iisus a murit pe cruce în timp ce se jertfeau miei în templu. Al doilea lucru pe care îl spune despre Iisus este că îl prezintă ca Fiul lui Dumnezeu. Iisus nu este doar un om mare, un mare profet, unul care a marcat istoria. El este Fiul lui Dumnezeu, acela care a venit să ne descopere cine este Dumnezeu. Dar ceea ce surprinde cel mai mult în Evanghelia de astăzi este o altă expresie. De două ori Ioan Botezătorul spune cu privire la Iisus: Eu nu-L cunoșteam. Cum adică nu-L cunoștea? Nu a tresăltat El în sânul Elisabetei când a venit Maica Domnului? Nu era El verișorul lui Iisus? Nu i-a pregătit El calea? Atunci de ce spune că nu-L cunoștea? Pentru că acum îl cunoaște altfel. El dă mărturie, povestește experiența sa de credință. El nu poate uita că a văzut cerurile deschise, că a coborât Duhul, că s-a auzit glasul Tatălui. Ioan Evanghelistul îl prezintă pe Botezătorul nu ca pe un profet care cheamă poporul la convertire, așa cum fac ceilalți evangheliști, dar mai degrabă ca pe acela care a făcut o experiență nouă, imprevizibilă pentru el însuși. L-a întâlnit pe Dumnezeu. Și iată că se deschide pentru el o lume nouă, un nou orizont, o nouă înțelegere a misterului lui Dumnezeu cu totul neașteptat. Credea că știe, cunoaște. În întreaga sa viață și-a consumat-o în jurul așteptării, a pregătirii, a întâlnirii. Și acum este dispus să admită că există un înainte pe care nazarineanul îl știe, iar el nu. Am văzut, spune Ioan. L-a văzut pe Iisus venind spre el. L-a văzut pe Dumnezeul care s-a lăsat întâlnit, care e prezent aproape de noi, vecin cu noi. Un Dumnezeu care devine copil, care răstoarnă așteptările noastre, care umple staurele noastre. Un Dumnezeu care ia inițiativa, care micșorează distanțele. Aștepta un Dumnezeu judecător, puternic. Spune la un moment dat că securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor și acela care are lopata în mână își va curăți aria și își va strânge grâul în grânare, dar pleava o va arde într-un foc care nu se va stinge. Acum însă vede un Dumnezeu care mântuiește, care vine spre el, e mielul. Începe în el un nou mod de a vedea, vederea credinciosului. Eu nu-l cunoșteam.
atâta timp cât era închis în concepția sa despre Dumnezeu, nu-L putea vedea pe Dumnezeu în Iisus, care stă cu păcătoșii, care se amestecă cu ei. Acum Ioan vede și mărturisește că L-a descoperit pe Iisus, Fiul unui Dumnezeu care este Tată. Nu este Mesia răzbunător, dar mielul care ia, care șterge, elimină păcatul lumii, care ne-a îndepărtat mult de Dumnezeu. Nu-L cunoșteam. Noi care pretindem uneori că-L cunoaștem pe Iisus, de fapt, nu vom sfârși niciodată să-L descoperim. Trebuie să ne facem cu totul mici, cu totul dezlipiți de cele lumești, cu totul deschiși revelației lui Dumnezeu. Este de altfel experiența pe care a făcut-o scriitorul și ziaristul francez André Frossard, autorul celebrei cărți intitulată Dumnezeu există, eu L-am întâlnit. Ateu prin tradiție de familie, tatăl său fusese secretarul Partidului Socialist francez, fără să fi avut nici cea mai mică preocupare în viață pentru religie, Frossard, într-o zi, e surprins de o ploaie pe stradă. Pentru a se adăposti, se retrage în capela unei mănăstiri. Maicile făceau adorație. Frossard nu știa nimic, nici ce este o capelă, nici ce este Euharistia. În momentul când a privit ostia de pe altar expusă adorației, a văzut o lumină orbitoare. A durat numai o clipă, dar i s-a părut o veșnicie. În acea lumină i s-a descoperit Dumnezeu și au fost descoperite pe loc toate adevărurile credinței catolice. Acum îl cunoștea, înainte nu. Un alt exemplu. Un tânăr care prin anii 60 a înființat o mare asociație pentru studenți. Mai mergea la biserică, mai cânta. Pe timpul când era student, a stat în cameră cu un ateu. De-abia aștepta momentul să-i dea câteva argumente. După un an, într-o zi, colegul i-a zis: Ed, tu crezi în Dumnezeu? Ce vorbă e asta? I-am răspuns, relatează tânărul. Bineînțeles, cred. Apoi mi-a spus niște cuvinte la care nu mă așteptam. Te-am întrebat pentru că eu nu cred. Dar nu văd nicio diferență între mine și tine. De un an stăm împreună, vorbim la fel, râdem la aceleași bancuri, ne comportăm la fel, mergem la aceleași crâșme. Care-i diferența dintre noi? Ceea ce mi-a spus colegul meu m-a răvășit, m-a zguduit. Cuvintele lui au constituit punctul de convertire. Credeam că până atunci îl cunosc, că sunt creștin. Nu eram. Nu-L cunoaștem pe Iisus atâta timp cât rămânem cu privirea la El numai la ceea ce este uman. Nu-L cunoaștem dacă venim din când în când la biserică. Nu-L cunoaștem nici dacă venim și apoi plecăm și suntem aceiași oameni vechi, cu scandaluri, cu înjurături, cu vorbe murdare. Eu nu-L cunoșteam. Iubiți credincioși, dragi ascultători, astăzi, în Evanghelie, se întâlnesc doi tineri, Ioan și Iisus. Începe o lume nouă, o lume a iubirii, o nouă cunoaștere. Azi, primind mărturia lui Ioan Botezătorul, suntem noi cei chemați să vedem, să cunoaștem și să mărturisim chipul nou al lui Dumnezeu care iubește și atinge viața noastră pentru a locui în ea. Stă timpul în fața noastră. Nu suntem pe linia de sosire. Putem să-L cunoaștem. Avem multe de cunoscut. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos. Acum împreună ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumina, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Și-a de pe dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților, să-i mulțumim Tatălui că ne-l-a dăruit pe Iisus model de viață pentru noi și să-i cerem curajul angajării creștine în familie și în societate. Să ne rugăm în același timp și pentru migranți, pentru cei plecați departe, să ne rugăm spunând: Mielul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru ca Sfânta Biserică a lui Dumnezeu să amintească lumii că numai Hristos ne poate aduce pe deplin eliberarea de păcate, să ne rugăm. Mielul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru ca predicatorii și profesorii de religie, asemenea lui Ioan Botezătorul, să arate oamenilor pe Hristos Mântuitorul, care ne eliberează de egoism și ne deschide spre iubirea lui Dumnezeu, să ne rugăm. Mielul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru ca toți guvernanții să urmărească numai ceea ce este drept, știind că vor trebui să dea cont de hotărârile lor în fața lui Dumnezeu, să ne rugăm. Mielul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru ca acei creștini care sunt în stare de păcat să devină docili față de cuvântul divin și să experimenteze milostivirea lui Dumnezeu, precum și primirea cordială din partea bisericii, să ne rugăm. Mielul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru ca bucuria de a fi frați și fii ai lui Dumnezeu să ne sugereze totdeauna un comportament bazat pe credință, speranță și iubire, să ne rugăm. Mielul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru ca providența lui Dumnezeu să-i asiste pe refugiați, emigranți și bătrâni abandonați, iar pe noi să ne determine să fim solidari cu aceștia, să ne rugăm. Mielul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru ca toți cei care au adormit în Domnul să aibă parte de milostivirea divină și să fie primiți în rândul fericiților din cer, să ne rugăm. Mielul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeule, Tatăl nostru, noi am fost renoiți prin jertfa de pe crucea Fiului Tău, mielul fără pată. Ajută-ne să înțelegem slăbiciunea noastră și fă-ne tari în angajarea în bine. Așa te rugăm, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Thank you.
Închinați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul să luăm parte cu vrednicie la aceste taine, pentru că ori de câte ori se celebrează memorialul acestei jertfe, se împlinește lucrarea răscumpărării noastre prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnule să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Minunată este lucrarea Lui prin misterul pascal, prin care de sub jugul păcatului și al morții am fost chemați la demnitatea de a fi acum un neam ales, o împărăție de preoți, un popor sfânt, popor răscumpărat de dânsul. Noi vestim pretutindeni măreţiile tale, fiindcă din întuneric ne-ai chemat la strălucirea luminii cerești. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate puterile oştirii cerești, cântăm imnul măririi tale zicând fără încetare. Sanctus, sum celi et terra gloria tua. Benedictus qui venit in nomine Domini. Adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă un semn al păcii. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Iată
mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Și am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are față de noi. Să ne rugăm. Revarsă asupra noastră, Doamne, Duhul Tău de iubire, pentru ca hrăniți din unica pâine cerească, să fim o singură inimă și un singur suflet în slujirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu tine.
Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.
noi.